cineva a fost mult mai inspirat și vă pune în postura de a descoperi un lucru pe care personal am descoperit când eram puțin mai în vârstă decât voi, am fost și o tânăr cândva în facultate și singurele noastre distracții, să spunem, pe vremea respectivă erau așa numitele audiții muzicale care se făceau la un pick-up și atunci am ascultat și noi pentru prima oară muzică clasică, muzică simfonică. Am mai fost niște emisiuni al lui Iosif Saba, pentru cine știe, și o sumedenie de discuri de patefon cu tot ce se găsea în vremea respectivă. Sunt colecții întregi pe care mulți dintre noi le avem acasă. Din păcate, vremurile au evoluat într-o direcție pe care nu o consider neapărat cea mai bună. Suntem inundați de macarele, să descoperiți frumosul din voi, să vibrați la muzică frumoasă, să vă trezească sentimente adevărate, un alt tip de muzică care nu se cântă chiar oriunde. Bucuria mare este că alături de noi sunt niște oameni care fac din voluntariat o treabă foarte bună, aducând în școli muzica clasică. Este vorba de o vioară Stradivarius din 1729, o vioară care a aparținut unui violonist contemporan cu Niccolò Paganini, Heinrich Wilhelm Ernst. Vioara în urma unui joc de noroc a fost pierdută de către Ernst în favoarea lui Paganini. Paganini a cântat pe ea aproape 3-4 luni de zile, are o istorie foarte frumoasă. Apoi a revenit în custodia lui Ernst și iată în 2009 a venit în custodia mea și încă 15 ani de zile voi cânta pe acest Stradivarius. Despre acest concert, dacă ne puteți spune câteva cuvinte? Desigur, este vorba de proiectul Un Stradivarius în școli, inițiat de Fundația Culturală Gaudium Anime. Anul acesta vom avea peste 27 de concerte în școlile și cele din România. Vrem foarte mult prin acest proiect să educăm tinerii elevi, tinerii adolescenți să participe și să prindă această magie a muzicii cât mai direct și de asta venim noi la ei în școli direct. Și ne dorim să fie un succes răsunător. Un mesaj. Sigur, să facă, bineînțeles, ce le place, cum își doresc să fie inspirați de muzică și să aibă pasiune pentru ceea ce fac.